Bună dimineața! Deci astăzi este joi, astăzi trebuie să filmăm cum facem flotările. Deci să ne uităm, în primul rând, cât trebuie să facem și mergem să le facem. Deci, după cum vedeți, am strâns 83 de flotări, 83 de like-uri, adică trebuie să facem 83 de flotări. Dar o să facem, o să dau și eu un like. Și o să fac 84. Deci ne-am sculat, nici nu ne spălăm nimic. Așa cum sunt eu. Așa și o să mergem afară. Doar că în primul rând trebuie să-mi iau flash-ul, să pun fotoaparatul ceva. Să luăm și fotoaparatul ăsta. Hear the wind crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Trebuie să îmi iau și chipiul. Afară este cald. Mergem să ne bronzăm puțin, nu? Așa. Ne luăm și chipiul. Oh! Echipament de plajă. Desde dimineață. Cu ochii nespălați. Cool life. Așa că să dăm drumul. Mergem să facem niște flotări. N-ai ribe. Trebuia să-mi iau și ochelarii, dar nu-i găsesc. Mergem fără ochelari. Așa? Ce de cald! Fuck you, Blin! One second! Nu știu câte grade sunt afară. Wow, ce de cald afară! E super! Deci, ce băgăm? Asta aici. Telefonul, pune-l. Uite. Uite aici. Ține-te, mă. Fac eu role. Că e frig. Aici. Deci, eu sunt gata să execut provocarea propusă de băieții la România. Fotoaparatul este aprins, este gata să filmeze. Sunt îngheațătăt, deja am îngheațătăt. Trebuie să fac 84 de flotări, așa că se dăm bătaie, da? O să pun și acesta aici jos. Good luck! Miază, yes! 85 de flotări, trebuie să le fac. Îmi fac eu, dracu. Ne dăm drumul! Încă 4. Ai! Ai! What the fuck? Deci... Cred că am făcut 84, nu le-am numărat, dar... Așa cred. Provocarea este făcută. Acum...
la rândul meu îl provoc pe Ionescu Iulian. Acum tu trebuie să faci această provocare. Așa că dă-i bătaie. Good luck. Și trebuie să facem să nu uităm de baie de dimineață. Cum fără ea? Să ne întâmplă puțin. Te dăm drumul. Pașo. Asta este putere. Acum trebuie să plecăm în casă că e frică. Deci, dragi prieteni, după ce faci toată chestia aceasta, imediat mergeți în casă, vă ștergeți complet și vă îmbrăcați în haine. Eu am făcut această provocare sau acest challenge. Acum Iulian Ionescu trebuie să facă și el. Baftă, băiete. Iar noi o să filmăm vlogul mai departe. După acest challenge, să mâncăm ceva. Dar cel mai bine să facem un shaker ceva. M-am luat asta. Afară nu este încă așa de frig, parcă e vara. Este super. O să fac shaker-ul, dar am uitat ceva. Am uitat că nu este, că nu mai avem banane, trebuie să mergem la magazin să cumpărăm pau. Trebuie să merg la magazin să cumpăr banane, dar acum să fac de dimineață fără banane. Deci eu îmi fac shaker-ul, beau shaker-ul și mai departe vedem ce facem. Adii! Am pus acolo 200 de mililitri de apă, 200 de grame de ovăz. Acum o să bag, dacă nu am, o să puteam ceva fructe congelate, banană nu e. O să vedem, pentru gust, câteva fructe congelate, o să fie cool, facem așa. De apă puteți să puneți compot sau ceva, suc natural sau lapte. Cel mai bine cu lapte, doar că nu este lapte, al noi înghețat paromă și nu trece să aducă marfă în sat și îl trăim fără lapte. Să-i dăm drumul. Run free. Gata, shake-ul de dimineață, om de mâncare ca o masă a fost. Crying out its prayer. Why are we so ashamed to be alive? Dar mie poftă bună dacă luați și voi acum micul dejun, poftă bună și vouă. Noi cum ne-am scolat, imediat am plecat afară, am uitat, nici nu ne-am strâns patul. Am o dezordine în cameră, așa că eu o să mă apuc să fac ordine în cameră, să strâng patul și ne vedem mai târziu. Ordine în cameră am terminat, acum o să mergem afară, că avem de rănit zăpada. Este multă zăpadă, trebuie aruncată, așa că trebuie să ne plimbăm și lucrul acesta. Apoi, după asta o să mergem deja la Săniuș. Behind your back, chase a light when the world is getting darker. I have a dream where love's the only side. So take my hand, join the army of the shadows. Dar noi antrenat tot ce am avut pentru astăzi, așa că cam atât pentru astăzi. Cu voi a fost Mihai de Psycho și ne vedem data viitoare. Pace! Deci mi-am pornit la Săniuș. Tot am căutat sanie și n-am găsit-o. Așa că merg fără sanie. Acolo să găsesc o sanie. Am ajuns la Săniuș numai că sunt puțin copii și vreo 2-3. Și eu n-am sanie iar. Și aseară la băieți am ușa să le fur.
Haide mă, dracu, tot are cură cât te dec. Zednică. Deci, atât pentru azi. Atât pentru azi. Am făcut vreo 10 ture. Deja mâine suntem mai departe. Merg să mă schimb și să plecăm la antrenament. Avem să facem astăzi brațele. Merg și eu. O să fie super cool. Strong style. Băieții se mai dau așa. Sunt mulți. Mâine să fie și mai mulți. Vedem pe valea aceasta lungă. Direct la Nistru. Da, veniți în cocer să vă dați cu Sania dacă vreți. Pe degeaba. O, dar sunt murdar numai. Noi mergem acasă încet și ne pornim. Trebuie să ridicăm dealul și apoi repede mergem acasă să mă schimb și merg la bază să fac antrenament azi la brață. Tare așa, îmi place mie. Soarele apune, noi deja de grabă ajungem acasă. Ziua, soarele apune, dar ziua nu se termină. Trebuie să mergem și la antrenament. Mătca. M-am întâlnit mătca, am dus acasă și mătca m-am întâlnit. Hai mă, scămi la antrenament cu mine. Hai. Deci ne-a schimbat. Acum repede mergem la rutieră. N-am mâncat nimic. În loc de mâncare o să înlocuiască un ideal bar. Nutritiv, gustos, sănătos. O să mâncăm un baton acum. Apoi după antrenament să bem shake-ul și deja acasă să mâncăm mâncare. Super cool. Așa că să ne ducem repede, poate reușim la rutieră. Dacă nu, pe jos. Avem de mers mult. Ne vedem la antrenament. Eu mă apuc de mâncat, după batonul. Bye bye. Ne schimbăm și mergem în sală. Timpul trece, trebuie să ne antrenăm. Să ne perfecționăm. Două seturi și terminăm antrenamentul. Am rămas în sală singur. Biceps. Cam așa.
și gata. Opriți, termin, se termină bateria. Termin seturile și mergem acasă. Termin antrenamentul. Cam așa. Acum ne schimbăm. Bem shaker-ul și mergem acasă. Sunt foarte obosit. Astăzi am avut un zi foarte interesant. Yo! Afară e noaptea. Nu mă văd. Am mai vreo 8 km. Așa că... îmi cer scuze. Așa că ajung acasă și mănânc eu. Pa, pa! Deci am ajuns acasă. Acum mergem să mâncăm ceva. Să spălăm shaker-ul și blender-ul. Și apoi ne apucăm decât de montat video. Așa că dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să dai un like, să distribuiți acest video mai departe, să vadă cât mai multă lume și dacă ajungem la 100 de like-uri, o să încep să fac provocări nebune sau provocări extreme. Așa că, dragi prieteni, scrieți și în comentarii ce fel de provocări doriți ca să eu să fac. Și pace tuturor, să aveți o seară cât mai frumoasă.